ne mândrim ca universitate cu astfel de alumni. Al doilea lucru, pentru colegii mei și pentru cei care suntem aici, lucrurile, spunea Bogdan, se mișcă foarte repede în business, lucrurile se mișcă foarte repede în educație și în cercetare. Foarte repede. Trebuie, și este un mesaj pentru zona de educație, dar cu influență în zona de business, inclusiv noi, la nivel de universități, să ne adaptăm, inclusiv cei care sunt în zona de business în agricultură, se vorbește de agricultură digitală și așa mai departe. Cred că trebuie schimbate unele direcții de predare, unele concepte, unele materii și așa mai departe, dar trebuie nouă celor care sunt în această universitate să le rămână dragostea pentru pământ, pentru agricultură, pentru tot ceea ce este și punem oamenilor pe masă, prin știință și prin oamenii care sunt lângă noi, pentru că toate aceste chestiuni despre care ne vorbea colegul nostru, extrem de interesante, extrem de interesante, se pot face doar cu specialiști din diferite domenii. Nu știu, agricultură, construcții, mediu și alte și alte domenii, împreună cu specialiști din zona aceasta a tehnologiei. Bucur mult că am putut participa la acest eveniment și nu mă surprinde deloc, având în vedere, în primul rând, importanța pe care o are agricultura în zona de vest. Aradul este unul dintre județele fruntașe în acest sens, având în vedere faptul că în momentul de față se cultivă peste 360.000 de hectare în agricultură, fiind județul cu, în primul rând, care beneficiază de cea mai mare subvenție în agricultură la nivel național, cu societățile care sunt implicate în domeniul agricol, vorbesc de peste 730 de societăți înregistrate la Registrul Comerțului care funcționează în acest domeniu și și-au activitatea în acest domeniu și sigur unele dintre cele mai mari societăți comerciale care funcționează în acest domeniu, vorbesc de firma Arsat Agricultură, cea de la Curti, cea domnului Muscă, care este prezent astăzi aici. Și sigur că toate schimburile care sunt prezentate aici cu experiența și detalii legate de activitatea în acest domeniu este mai mult decât benefică. Prezența Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, în primul rând, probabil este binevenită prin evenimentul pe care îl organizează an de an. Suntem deja la peste a 30-a ediție de Agromalim, unul dintre cele mai importante târguri de agricultură din zona de vest și adică cel mai mare, de fapt, din zona de vest și unul dintre cele mai importante la nivel național. Avem an de an un număr important de societăți comerciale care sunt prezente în cadrul târgului, alături de universitatea la care suntem astăzi aici ca și gazde și organizatori. Ăsta e motivul pentru care am participat astăzi și cred că este mai mult decât benefic. În zona noastră, în zona de vest și mai ales la nivelul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură, am beneficiat în permanență de aceste schimburi de experiență și ele sunt semnalizate și semnalate în permanență de agenții economici. Prin intermediul Camerei încercăm să le transmitem mai departe. Și cum se transpun ele după aceea în realitate? Întâlnirile astea sunt extrem de importante pentru că, de fapt, ăsta este rolul Camerei. Eu încerc de fiecare dată să transmit acest mesaj. Dacă spuneam mai devreme că sunt peste 730 de societăți comerciale înregistrate la nivelul Registrului Comerțului în Arad, nu cred că 730 de agenți economici vor putea lua legătura cu decidenții politici, vorbesc de Parlament, Guvern, exact, să transmită mesajul. Dacă punem în vedere, dacă luăm în calcul toate județele țării care au un număr la fel de mare de societăți comerciale, acest mesaj trebuie transmis prin intermediul reprezentanților Camerei de Comerț, care prin mesajul care îl transmit la nivel central Parlamentului și Guvernului, poate fi luată o decizie corectă, având în vedere solicitările și punctele de vedere ale agenților economici. După cum
ați văzut zilele astea, este un eveniment extrem de important pentru zona noastră. El nu este centrat neapărat pe agricultură și pe agroalimentație. Sunt și alte industrii, dacă ați văzut, energie verde și electricitate care se prezintă aici. Precum, sigur, alături de mari jucători în piața asta agricolă și de agroalimentație. Eu, conducând secțiunea de Agralim din Camera de Comerț, asta înseamnă agricultură și agroalimentație, Camera de Comerț nu putea lipsi de la un asemenea eveniment, de o asemenea învergură. Avem o participare extraordinară cu oameni decidenți la vârf. Nu s-au rostogolit așa discursuri de vorbe goale, ci pur și simplu lucruri concrete și sperăm ca în continuare să se dezvolte această idee. Să rostogolim ceea ce facem noi pentru mediul antreprenorial, ceea ce facem noi pentru mediul de business și să aducem lângă noi cât mai mulți oameni să se realieze acestui demers, care este un demers eminamente economic și de business. În al doilea rând, să luăm contact cu tot ceea ce se întâmplă în lumea asta și să actualizăm tot ce înseamnă noi tehnologii, tot ce înseamnă noi trenduri. Am aflat lucruri extraordinare. Un brand local a devenit cel mai mare angajator la nivel național și cu cea mai mare cifră de afaceri pe retail. Este un lucru extraordinar, un lucru fantastic, care demonstrează că prin muncă, educația antreprenorială și orientare spre business, poți reuși în acest domeniu în orice condiții. Avem drept de inițiativă legislativă, s-a și născut o inițiativă legislativă la acest forum, dar poate vorbim altă dată despre ea. Noi suntem foarte implicați și în energiile regenerabile, avem proiectul ăsta Climate Kick, despre care probabil că știe toată lumea. Deja am făcut centre pilot, prima adresă care a fost trimisă, vă spun așa, pentru că s-a discutat aici despre un centru de colectare legume fructe de la Tomnatic, o inițiativă foarte bună. Prima adresă către Guvernul României a plecat de la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara, Timiș, și, cum să spun, prevedea tocmai această deschidere spre micii producători pentru a... Știți că în pandemie au suferit cu toții și pentru a încerca oarecum să stompăm efectele și consecințele acestei pandemii și a măsurilor care au fost luate, nu le discutăm acum, au fost bune, au fost rele, n-au fost necesare, dar am încercat să le... Și suntem întotdeauna, așa, cu un picior înainte în susținerea mediului de business. Atragem tot mai mulți factori economici, noi reprezentăm la ora actuală peste 600 de agenți economici, cărora le purtăm mesajul și pe care îi promovăm și pe care îi reprezentăm în diferite medii. Încercăm să aducem cât mai mulți, pentru că, după cum știți, forța vine din unitate.